Stimați membri ai Parlamentului care sunteți în sală, voi prezenta proiectul de lege pentru modificarea articolului 124 prim din Codul Muncii al Republicii Moldova, înregistrat în Parlament cu numărul 154 în data de 28 martie 2003 și vreau să zic că, dacă vă amintiți, în 2016, în aprilie 2016, Parlamentul a votat legea 71 privind modificarea și completarea unor acte legislative, unde în Codul Muncii al Republicii Moldova a fost completat cu articolul 124 prim, care prevede dreptul la concediu paternal, ceea ce reprezintă, din punctul meu de vedere, un pas important în asigurarea egalității de gen în Republica Moldova, asta fiind înțeles și ca o oportunitate pentru ambii părinți, pentru o mai mare implicare în creșterea copiilor lor. Totodată vreau să atrag atenția și asupra faptului că, potrivit articolului 124 prim, alineatul 4 din Codul Muncii, pentru perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă și care este achitată, așa cum spune Codul Muncii, din Fondul de Asigurări Sociale. Urmare acestui fapt s-a creat o discrepanță în aplicarea normei menționate, deși funcționarii publici cu statut special, spre exemplu, cum ar fi funcționarii din serviciul VAMAL, al organelor apărării, de prevenire și combatere a corupției, a securității naționale, cei angajați în domeniul ordinii publice, potrivit articolului 124 prim, beneficiază și ei de acest drept de concediu paternal. Însă, când ajung la sintagma achitat din fondul bugetului asigurărilor sociale, vine deja conflictul de lege, deoarece ei nu sunt contribuabili la bugetul asigurărilor sociale, deci ei nu pot pretinde să primească bani din acest buget, deoarece nu contribuie la el. Prin urmare, constat că autoritățile administrației publice centrale, în care activează funcționari publici cu statut special, angajatorii se află într-o situație de constrângere juridică, pe de o parte fiind obligați să plătească, pe de altă parte neavând resursele și prevederea legală care le-ar permite să plătească acest concediu paternal din sursele bugetului de stat. Scopul prezentului proiect de lege constă în armonizarea cadrului legislativ în domeniul concediului paternal, prin introducerea unei prevederi clare care să asigure condiții egale salariaților, indiferent dacă aceștia sunt angajați, funcționari publici sau funcționari cu statut special. Și propunerea pe care o am în acest proiect este ca textul articolului 124 prim din Codul Muncii, alineatul 4, să sune în felul următor. Indemnizația paternală pentru funcționarii publici cu statut special se achită la locul de serviciu al acestuia din bugetul de stat. În astfel de condiții se exclude ambiguitivitatea și condiții legale sunt asigurate pentru toți. Pentru implementarea acestui proiect vor apărea cheltuieli suplimentare, dar astăzi este destul de dificil să faci careva prognoze și calcule care ar fi sumele necesare pentru acoperirea financiară acestei modificări, deoarece nu știm câți angajați care vor avea copii, din angajații cu statut special, funcționarii cu statut special, vor solicita să primească și ei acest concediu paternal. Solicit susținerea Parlamentului pentru operarea acestei modificări în Codul Muncii și aceasta va fi o atitudine de respect egal pentru toți angajații, indiferent de statutul lor. Vă mulțumesc pentru atenție.